Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre securitate din nou și în acest tutorial vom vorbi despre Avira Antivir Removal Tool. Este o unealtă practic de la Avira care ne ajută să ștergem virusii și să îi ștergem practic foarte ușor, doar căutându-i. Veți vedea imediat cât de ușor putem folosi această unealtă. În primul rând trebuie să deschidem un browser, iar în bara de adrese scriem www.avira.com/n/support liniuță download liniuță Avira liniuță antivir liniuță removal liniuță tool. Dăm un enter și ajungem exact pe această pagină. Vă voi lăsa linkul acesta în textul sau în descrierea acestui tutorial de pe YouTube. Vedeți că aici avem softul, îl descărcați de aici. Bineînțeles, aveți și versiunea aceasta, însă eu vă recomand să o descărcați pe prima, este cea mai sigură. Acum haideți să mergem mai departe. O să o descarc și eu acum. Dau click, dau save as, o salvez pe desktopul meu, o am deja, o mai salvez încă o dată, ok, acum va trebui și eu să o caut pe desktop, să vedem unde o am, aici, o rulăm. Și este practic o aplicație portabilă. V-am zis că este foarte simplu, dați click pe start scan și începe scanarea, foarte, foarte simplu de folosit. Bineînțeles, scanarea va dura ceva timp, așa că eu voi da stop scan și nu voi mai face nimic. Și acesta este softul, deci nu este cine știe ce. Practic, el vă scanează sistemul și după ce vi-l va scana, va da opțiunea de a șterge virusii pe care acesta i-a găsit. Bineînțeles, aici aveți și ora, aveți butonul exit care vă închide softul și cam atât. În rest, aveți aici un log care vă arată câte fișiere s-au scanat, dacă s-au găsit fișiere infectate, virus și multe altele. Cam atât din acest tutorial, sper că v-a fost util, a fost un tutorial destul de scurt, neobișnuit, dar eu vă mulțumesc totuși pentru atenție. La revedere!